Astăzi am făcut o hartă nouă de Minecraft, am jucat 5 minute și am dat-o altui YouTuber să o continue. După 5 minute el a dat-o mai departe și tot așa. A ieșit un haos total, iar la final am văzut cum a ajuns harta. Stați până la capăt și spuneți-mi care este YouTuberul vostru preferat care apare în clip. Nu uitați să vă abonați pentru că mai avem nevoie de un abonat și facem 100.000 de abonați. Și un follow pe Instagram pentru că vă răspund la mesaje și vă dau like-uri la poze. Vizionare plăcută! Fraților, suntem pe cale să creăm lumea unde o să ne jucăm doar pentru 5 minute. Sunt super, super curios unde o să ajungă lumea asta și ce o să facă restul oamenilor pe ea, dar trebuie să începem noi, așa că nu mai stăm pe gânduri, îi dăm Creating World și haideți să vedem. Fix aici m-am spawnat, 3, 2, 1 și din momentul ăsta avem 5 minute la dispoziție să facem ce vrem noi pe lumea asta de Minecraft. Și o să încerc să fac o bază secretă, pentru că asta e cea mai clasică chestie pe care pot să o fac eu pe lume de Minecraft. O să încep cel puțin o bază secretă, pentru că suntem la început și trebuie să facem rost de unelte și toate nebuniile asta și sunt curios dacă cel care urmează după mine o să știe ce are de făcut sau o să vrea să continue baza secretă sau face altceva, nu știu, asta ține de el. Eu doar o să încerc să fac cât de multe pot în tot timpul ăsta. Bun, deci ne facem foarte, foarte rapid aici un crafting. Nu am foarte mult timp, cred că de asta e nașpa să fii primul, pentru că efectiv nu prea multe unelte și chestii, adică sunt la început, nu am nimic, trebuie să fac eu tot. Și să vedem unde facem baza secretă. Trebuie să luăm niște lemn și să ne facem niște unelte. Cred că asta este primul pas. Bă, dar mai bine făceam rost de unelte când mă duceam să sap și pentru baza aia secretă. Bă, și eu sunt deștept rău de tot. Mai avem 4 minute la dispoziție. Ok, știi ceva? O să mă duc undeva în pădurea asta. La un copac poți să faci o bază secretă. Nu știu, o să facem cu un trapdoor sau ceva. Efectiv, nu am prea mult timp la dispoziție. Asta e problema. Bun, știi ceva? O să fac baza secretă fix undeva aici. Nimeni nu ar veni vreodată la copacul ăsta aici, ok? Deci o să facem o din aia clasică. Oh my god, nici măcar n-am stone aici. Ba da, am stone aici. E decent, e ok. Bun, mai avem 3 minute la dispoziție. Hai să punem asta jos să ne facem și niște unelte eventual. Ne facem un pickaxe mai bun și vreau să-mi fac și niște scări, frate. Ne trebuie niște scări la baza asta. Bă, mi-au mâncat tot lemnul scările astea, dar ne trebuiau niște scări, că ce bază n-are scări, pă bune. Uită-te și tu, deci vine ceva de genul ăsta. Bă, hai că e decent, e ok. Putem să facem o bază secretă. Mai am 2 minute 40 la dispoziție. Am făcut eu baze secrete și mai puțin timp. E ok. Acum trebuie să facem un trapdoor ca să fie baza secretă. Este cea mai nesecretă bază secretă, dar este destul de secretă, dacă mă întrebați pe mine. Adică cine vede baza asta aici? Nu vede absolut nimeni. Bun, mai avem 2 minute la dispoziție. Nu cred că pot să fac un pat, sincer. Asta este cea mai mare problemă. Nu știu dacă pot să fac un pat sau alte chestii care trebuie basic la survival la început, pentru că nu avem destul de mult timp. Dar încerc să fac un furnal. Un furnal, hai că putem să facem. Și eventual niște torțe ar merge să facem pe aici. Bă, dar n-am timp de nimic, frate. Deci chiar nu ai timp să faci nimic în 5 minute. Uite și tu. Deci dacă găsesc măcar niște oi pe aici să facem un pat sau ceva. Am găsit floricele. Hai că mă aștept cu ceva floricelele astea în viață. Bro, mai am un minut și nu găsesc nimic pe aici. Deci e cea mai singuratică pădure din viața mea. Uitați-vă și voi. M-am plimbat pe aici și n-am găsit absolut nimic. Dați și voi un like măcar acolo, pentru că este foarte, foarte trist ce s-a întâmplat aici. Bun, deci nu mai avem timp. Unde mă cupa cu baza? Uite aici. Ok, mai avem un minut la dispoziție. N-am găsit absolut nimic. Deci măcar hai să facem charcoal măcar. Bă, măcar charcoal să fac. Bro, nu mai am timp. O să spar copacul ăsta. O să las așa nespart aia. Dar trebuie să ne facem și noi o torță în baza asta măcar. Doamne. Deci n-am apucat să fac nimic, frate. Da, e nașpa să fii primul, dar sunt convins că cei care o să vină după mine o să facă puțin mai multe, sper. Adică, pe bune, trebuie să facă și ei mai multe măcar, că totuși eu m-am sacrificat aici să fac unelte și chestii. M-am pus primul. Mai sunt 40 de secunde, fraților. Mai sunt 40 de secunde. Am făcut și eu un charcoal. Hai, dăm două. Bun, perfect. Ok. Hai să facem aici niște torțe, pentru că fiecare bază îi trebuie torțe, că după aia vin mobii peste tine. Și e o bază foarte respectabilă, dacă mă întrebați pe mine. Adică chiar ai foarte multe chestii aici. Mai avem 20 de secunde. Vreau să fac un sign și baftă pentru următorul. Și habar n-am, nu mai am timp, mai am 10 secunde. Mai voiam să mai fac ceva, dar nu mai știu ce. A, uite, o să-i punem și o floare aici. Uite, o să... stai așa, uite, facem așa. Mai am 3, gata, perfect. Deci asta este baza secretă. E destul de secretă, dacă mă întrebați pe mine. De acum încolo eu nu mai am voie să mă mișc de aici. Nici măcar nu se vede sign-ul ăsta ce scrie pe el, bro. Deci nici măcar nu o să vadă ce scrie pe sign-ul ăsta. O să pasez harta la următorul jucător și o să vedem ce o să fac în continuare. Luca m-a rugat să joc Minecraft în locul lui timp de 5 minute, așa că hey Siri, set a timer for 5 minutes. Perfect, avem 5 minute să jucăm Minecraft în locul lui. Ce Dumnezeule mare scrie aici? Baftă, baftă la ce? Să mă roadă hamster, eu nu vreau baftă în viața asta, vreau doar bani, care tot cu bâncepe, n-are importanță. Ce-s mizeriile astea aici? Am crezut că
mă pune să fac ceva, să fie el omul meu, a început o de-asta de survival, ești nebun, și s-a băgat într-o groapă. Suntem pe o insulă, nu știu ce e acolo, da, nu știu, nu-mi place ce se întâmplă aici. Și având în vedere că după mine o să mai urmeze cineva care va trebui să joace, am o idee foarte interesantă. Ce-ar fi să ne petrecem tot timpul ăsta, stai așa că sunt creier, ești nebun, ca să facem rost de multe blocuri și apoi să ne urcăm sus de tot, da, și apoi, fix înainte să se ducă timpul, să ne aruncăm de sus. Bine, o să lăsăm poate toate itemurile într-un chest ca să nu se împrăștie toate pe aici prin pădure, dar da, și următorul când intră, e efectiv în aer și moare. Let's go! Asta vreau să văd, băieții mei. Sunt un geniu al lucrurilor rele, aparent. Dar, nu știu, n-am chef să mă joc aici. Ce vreau să stau să-i fac casă? Ești nebun? Hai că facem casă. Doamne iartă-mă. Deci uite unde și-a făcut casa. A făcut o vizuină, ești nebun? Doamne iartă-mă. Luca Luc, cârtiță gaming. Și-a făcut un charcoal. Păi o să iau astea. Bun. Și avem așa câte blocuri. 52 și cu 59. Credeți că e suficient de sus dacă mergem la înălțimea aia? Eu zic că s-ar putea să fie suficient de sus. Ce mă, sus? Poate i-aș găsi niște fier, sincer. De ce să vă mint? Aș vrea să-i găsesc niște fier. Adică să le dăm măsura care urmează ceva util. Că văd că Luca n-a reușit să facă rost de fier în 5 minute, frate. Făceam rost de fier în 3 secunde. Mamă, ce... plictisitoare sunt seriile astea de Minecraft, mă, ești nebun. Cum făceam clipuri de genul înainte? Da, băieți, acum o să merg la minat timp de 20 de minute și nu o să tai nimic și voi o să vă uitați. Vremurile bune, bă, acum lumea nu mai are atenție pentru așa ceva și efectiv coal. Și sincer, cred că nici eu n-aș vrea să mă uit la așa ceva, dar măcar eu am atenție, bă, eu uneori citesc cărți, titluri de cărți, dar... și sincer, nu știu, ar trebui să ne prefacem că începem și o casă sau ce, cât timp mai avem? Mai avem aproape 2 minute și nici chiar. Nu e bine. Deci avem niște blocuri, avem mai multe blocuri, perfect. O să facem un chest ca să fie și ceva în plus, da? Și o să punem aici toate astea. Uite așa, căulul ăsta, uneltele astea, bun. Nici torțele nu o să ne trebuiască. Și am efectiv un minut și jumătate să mă urc cât mai sus, cât mai sus, cât mai sus. Mai sus, tot mai sus. Nu pot să cânt că n-am voce. Cum era să înceapă un schelet să tragă după mine? Sunt, mă, moștri pe afară, mă, ce, să joacă pe peaceful, ce Dumnezeu? Hai, nu suntem pe normal. Wait, hai să dăm pe hard și dăm loc. Let's go, ce creier sunt. Bă, n-a văzut Franța așa ceva, gata. Acum ceilalți youtuberi o să joace pe hard. Da. Bă, sunt prea deștept, mă, pentru mileniu ăsta. Ne urcăm foarte sus, foarte sus. Și o să ne aruncăm și dăm leave. Trebuie să mă arunc înainte să se scurgă timpul. Cam aia e chestia, cât mai am. 4, 3, 2... ăla e. Băieții mei, s-a terminat. La revedere, Luca. Următorul, mult noroc, bro. Sunt pregătit de joacă. Nu știu ce urmează să se întâmple. Sper că nu-mi sparge ceva urechile sau eu știu ce surprize e că... Ok. Bun. Văd că am căzut și e ceva turn acolo în distanță. Nu știu dacă are sens să mă chinui așa tare, dar am dat drumul la timer. Am înțeles că am voie să mă joc doar 5 minute. M-a bătut un zombie aici. Nu știu dacă am primit hack-uri sau nu, dar hai să trecem puțin pe creative. Nu văd nimic pentru că e noapte. Tocmai ce am schimbat și tastatura, time set day, și nu prea mă descurc, din păcate. Bine, mă, ia-mă să mă înapoi pe Minecraft. Timerul merge, merge. Am înțeles că am 5 minute, dar sincer, în astea 5 minute am vrut mai mult să testez shader-ul, pentru că arată prea frumos acest Minecraft. Render distance, ok. Vreau să am frame-uri nelimitate, gen. E prima oară când mă joc în 2K. Maximum, filtre, ce se întâmplă? Jucam aici în setări, dar... Mamă, au plecat frame-urile. Stai, mă, așa, câte frame-uri am? 20 de frame-uri! No, ceva am făcut. Dă-i înapoi ceancurile. Mamă, cred că e de la quality-ul ăla. 300 de frame-uri, ok. Pot să respect asta. Bun, hai să zburăm puțin să vedem ce ne-au pregătit youtuberii. Arată prea mișto Minecraft-ul cu shader-i, altceva, parcă nu m-aș mai juca fără. Asta e, să vedem, e așa colorat, frumos. Văcuța, ce face văcuța? Cheletele stă și la umbră. Ia. Cinematic aici, frumos, ok. Hai să vedem ce ne-au pregătit youtuberii. Se pare că ne-au pregătit o farsă. Un turnuleț de ăsta, am înțeles. Făcut și poză, se pare, ok. Mai avem 3 minute, deci cred că aș încerca, gen, pentru data viitoare. De fapt, hai să dau slash un spawn point, ok. Și o să dau eu un summon. O să spawnez ghast-uri, de exemplu? 3? Poți să spawnez 3? Nu cred că mă lasă să. Avem sunet? Vreau și muzică, că îmi place muzica din Minecraft. Ok. Ce se întâmplă dacă fac așa? Dar de ce îmi spamează cu 3? V-am zis că am tastatura nouă și nu mă descurc. Bun. După care...
vreau să fie Summon Wither. Wither Skeleton mi-a spawn. Nu, Wither mulți, mulți, dar tot vreau. Ok, not bad, not bad. Aș mai băga niște gasturi, sincer. Parcă nu sunt destule. Nu știu dacă pot să spawnez 100 deodată, dar mergem așa clasic. Bă, mi-au plecat dragonii. Nu, dragonașii mei. Ok, ok, ok. Aș vrea să spawnez de final niște creeperi. Mi-a plecat comanda. Ok, parcă nu sunt destui wither, sincer. Spawn wither. Da, așa, summon. Da, 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 da. Survival. Ok, facem numărătoarea. Suntem pe survival. Cam așa arată. Bă! Am ieșit. Am ieșit. Ia să vedem. Intrăm pe hartă și băgăm countdown-ul ăla în 3, 2, 1. Boom! S-a intrat pe hartă. What the fuck? Deci, de ce? Efectiv de ce? Efectiv de ce, dude? What the fuck? Ce sunt, mă, ăștia? What? Efectiv, întrebarea mea este de ce? Și din câte am înțeles eu, Luca mi-a spus că pot să fac orice pe harta asta. Și faptul că pot să fac orice, ce înseamnă? Că pot să fac literalmente orice, nu? Ia, avem game mode? Stai două secunde. N-avem game mode. Nici o problemă, Luca Lucky. Nu mi-a spus că nu pot să folosesc game mode sau ceva de genul. Eu o să fac o chestie foarte interesantă. Am niște schematicuri. Mă gândesc să-i bag niște schematicuri. Să vedem aici. Nu știu ce aici. Nu blocuri, nu vreau blocuri. Vreau să-i bag aici din astea. Vreau să văd ce reacție o să aibă Luca când o să vadă sanctuarul de albine. Vreau să văd ce reacție o să aibă Luca când o să vadă diferite chestii din astea puse în lumea lui de Minecraft random. Am și eu niște schematicuri random. Stai să mai găsesc pe aici. Mamă, ce lag am. Ce lag este, Jesus freaking Christ. Oh my god, nu cred că a fost o idee bună. Jesus freaking Christ, stai să-i dau. Aoleu, doamne. Dau aici, load schematic, unload, unload. Ca să dau la toate de aici, să nu mai fie gata, să nu mai am lag. Doamne, că sunt unele extrem de mari. Bă, deci până acum e ok, ce altceva putem să-i mai facem? Pot să-i fac un creeper gigantic. Aveam creeperul ăsta gigantic pe lumea mea de Minecraft. Pe lumea mea, vreau să-l folosesc eu într-o lume de Minecraft. Un creeper gigantic, stai să mă mai gândesc. Să-i facem mai mulți creeper. Actually, să-i punem pe aici, pe lumea de Minecraft. Mai băgăm unul aici, unul acolo. Cred că o să-i mai dau și niște warden dacă e ceva. Mai băgăm și pe aici. Vedeți că sunt mișto chestiile astea. Stai că mai avem și un sătean. Aveam și un sătean foarte caterincă. Îi băgăm și săteanul aici. Nu știu unde îl punem acolo. Punem aici așa, efectiv. Mai băgăm și pe ăsta random pe aici. Punem și sătenii. Lucarii nu o să înțeleagă ce s-a întâmplat pe lumea asta. Efectiv, când mai băgăm și pe ăsta aici să vedem cum se distruge săteanul ăsta. Literalmente a intrat prin el deja, e bine. Stai că mai punem ăsta aici, ăla acolo. Bă, dar câți pot să fac, frate? Pot să fac literalmente o grămadă? Deci, câți am spawnat aici pentru Luca, frate? 20 de secunde nu-i problemă de război. Punem peste tot, ești nebun. 5 secunde, ăsta este. Ultimul punem acolo, sunt, nu mai știu, gata. Ăsta e. Hai să vedem ce o să iasă mai departe. Nici măcar să nu mă întrebați ce se întâmplă aici, că sunt dragoni mulți rău de tot. Ce face, mă? E brigada. Bă, sunt 100 de wither aici. Ce, Doamne. Păi și ar trebui să mă dau pe survival. Am un bloc de dirt în mână, vă bate joc de mine? Băi, am fost obligat împotriva voinței mele să mă joc chestia asta și nu înțeleg nimic. Nu, că mă pun pe creativ. Hai să ne batem. Sword, hai să ne batem. De ce nu? Hai. Mamă, cât sunt, Ivar. Hai că eu încerc să dau unii. Ha, hai bate. Auzi, dar nu pot să bag un hack ceva să le dau? Că aparent nu prea le au din viață, dacă mă întrebați pe mine. E, dacă ne batem joc, hai să ne batem joc, de ce nu? Slime-uri, ne lisep nici slime-uri. De pe mapa asta, slime-uri tătică. Eu îmi fac brigadă să mă bag cu idării aia. Deci de nu-mi fac eu brigadă, creeper. Ne trebuie creeper în brigada. Brigada antiteror, nu? Hai băieții mei, se uită la mine. Nu vă uitați la mine. Pe cine mai punem? Scheletoni, ne trebuie niște scheletoni puternici de ăștia. De ce luați foc? Că e zi, da, într-adevăr. Vă chinu și eu în viața asta, da. Hai, dragonul, hai că mă bag cu dragonul. Bă, fuge de mine, mă. E frică să se bat. Bă, săraca am apă, bă. Ce trebuie să fac? Brigada. Uite, știu. Eu ce trebuie să fac? Bă, da, e liderul dragonului aici, nebun, e lider. Unde merge el, merge și brigada. Ia, m-am pus de TNT-uri. Aici, băiți, loviți aici. Ah, bun, chiar au lovit acolo. Sunt o capibara nu prea fericită astăzi, deloc. Deloc fericită, deloc, deloc. Hai să vedem ce pe harta asta. Mă, ce bă aici? What? Ok, cred că cineva s-a distrat aici. Mamă, e
Jale, gen. Ok, nici nu știu ce aș putea să mai fac pe harta asta. Cred că o să fac ceva interesant. Mamă, nu s-aude nimica. Nici n-am OP, mă, ce? Vreau să am OP, ok? Give sinner barrier block. O să ne dăm barieră și vreau să-mi dau debug stick. Nu cred că s-a gândit nimeni la asta. Mamă, ce frate asta? Nu o să mai intre nimeni aici. Aici se izolează totul, nu o să mai intre nimeni. Bam, 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 bam. Lăsați voi un like pentru ideea asta șmecheră. Aici nu o să mai intre nimeni ca idee. Să știți că arată tare asta. N-am ce să zic, arată tare. Și ce fac eu cu stick-ul ăsta? Debug stick-ul ăsta e caterincă pe unele blocuri. Asta e casă. Pot să schimb ceva pe aici pe la casa asta? Bă, nu pot să schimb nimic. Ah! Uite, pot să schimb astea. Pot să fac orice pe harta asta? Am voie oare să dau kill around agent? Mie să nu stric ceva pe aici. Vreau flint and steel. Să dăm foc la pădure. Îți dau foc la pădure asta, gen. Mă, ce s-aude? Nu înțeleg. Da, o să dau foc la pădure asta. Ok, vreau să văd ce se întâmplă aici. Ok, asta e interesant, gen. Kill around e... Gata, au murit toate. Nu știu dacă am voie să fac asta, dar n-a zis Luca să nu fac o chestie de genul. Și mapa e clear. Gata, mapa e clear. Gen, vreau să fac inimioara la un creeper, un TNT. Asta e inima creeperului. Mai am 2 minute. Cred că am timp să fac o inimă la un creeper. Dacă nu știați cum arată inima unui creeper, aceasta este inima. Asta e inima. Mă, ce? Asta e inima, gen. Și ar trebui să facem aici o inimă mare în mijloc. Gata. Ok, perfect. Sau, mamă, era tare să facem un bloc de TNT, ceva mare. Nu știu dacă mai apuc. Excelent! Într-o hartă cu atâția creeper, trebuie să fie și niște TNT-uri, nu? Ar trebui să fie niște TNT-uri. Am făcut turnul și mi-am pus și o amprenta pe aici, pe acolo. Măcar nu mai e atâta haos. A venit momentul adevărului, toată lumea s-a jucat pe hartă și vreau să văd ce a ieșit din harta asta. Ok, de ce sunt pe creative și ce naiba se întâmplă aici, întrebarea mea? Dacă poate să-mi explice și mie cineva cum s-au jucat câțiva youtuberi câte 5 minute și a ieșit toată chestia asta, nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă aici. Nu știu cine a pus asta aici, dar sincer cred că o să dau foc la astea pentru că gen trebuie să dau foc la astea. Ia să vedem, satisfăcător. Mamă. Ok, ok, puteți să vă opriți acum. Ok, destule TNT-uri. Bă. Ceva îmi spune că erau mai multe TNT-uri decât alea pentru că încă explodează chestii și a explodat gen toată harta, dar clar nu era un rezultat la care mă așteptam, adică eu sincer m-am gândit că o să rămânem în survival și totul o să fie gen, nu știu, o să facem o casă, facem ceva drăguț, au băgat băieții mei moduri, nu știu ce au băgat de au făcut și astea, uitați-vă și voi că încă bubuie mapa. Da, interesant, foarte mișto acest experiment social, clar nu mă așteptam acest rezultat, uitați-vă ce e în spatele meu, o să mă bag acum și la editat și o să văd exact pe filmări ce au făcut fiecare. Deci, da. Cam asta a fost experimentul social. Dați un like dacă vă plac chestii de genul. Și interesantă hartă. Dacă vrea cineva să vă pun la download să vedeți pe aici că s-au jucat 20 de youtuber pe harta asta, îmi lăsați în comentarii, ok? Ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!